Bună ziua! În acest video avem un Linhai de 500, motor de CF Moto, ce are un burduf spart la planetară de pe față, partea dinspre roată. O să-l schimbăm. Haideți să vedeți cum. Deci am suspendat ATV-ul de față, îi desfacem roata. Ok, mai departe desfacem mecanica, desfacem șurubul de la capătul de bară. O să desfacem ca să slăbim, să scoatem pivotul de jos din fuzetă și de asemenea piulița de la planetară. Ok, acum slăbim piulița de la pivot. Ok, mai departe desfacem burduful pentru a desface piulița de la planetară. Desfacem șprintul. Și mai departe desfacem piulița. Acum depresăm pivotul. Ok. Așa, acum împingem planetara ușor. Ok, gata, am scos planetara și acesta este burduful, care este foarte îmbătrânit, probabil n-a fost schimbat de când este ATV-ul. Desfacem colierele și îl schimbăm. Ok, am desfăcut colierele, acum desfacem burduful. Așteptăm puțin ca să... Avem o siguranță și trebuie să batem ca să sară din siguranța... Ok, a sărit, deci această siguranță îl ține. Exact așa este și în partea dinspre grup. Da? Acum o să ștergem bine. Așezăm bine să nu se blocheze. Ok, le curățăm, scoatem burduful cel vechi. Curățăm bine și punem burduful nou. Cam așa vine burduful nou.
Da? Vine kit complet. Avem burduful, vaselina și colierele. Da? Deci avem tot ce ne trebuie. Curățăm bine. Ok. Introducem burduful. Punem la locașul lui. Îl trecem un pic. Verificăm din nou să nu fie blocată. Și acum o punem ușor pe poziție și lovim ușor ca să intre, să treacă de siguranța aceea. Gata. Ok, facem proba să se fie blocat, totul e în regulă, a trecut de siguranță, s-a blocat în siguranță, jocul nu este blocat, deci pivotează fără probleme. Acum umplem cu vaselina. Ok, acum tragem burduful la loc pe poziție, pe scobul lui. Pregătim colierul. Umplem cu vaselina. Ștergem excesul de vaselină. Venim cu colierul. Ok, am prins și colierul, acum mai departe băgăm planetara la loc în suzetă. Așa, acum prindem pivotul. Ok, mai departe punem șaiba, piulița la planetară. O strângem. Băgăm sprintul. Okay.
mai departe capătul de bară. Strângem, punem roata și cam asta a fost. Dacă mai aveți întrebări, sugestii, ce ați dori să mai vizionați, vă așteptăm cu comentarii. Și nu uitați, like și abonare la canalul nostru. Vă mulțumim!